Salut Tudor de la Cated aici. Probabil te întreb ce am eu pe umărul meu. Este vorba de furtunul de aspirator, pentru că sunt într-o casă tip B unde avem un aspirator centralizat, se poate vedea în spatele meu. Practic, acesta e tot aspiratorul pentru toată casa. Casa e împânzită cu o tubulatură prin pardoseală și la fiecare etaj avem câte o priză de acest gen, care ce face? Spus de simplu, vine acest furtun de 9 metri lungime, se bagă în această priză, iar acum avem aspirator în toată casa. Aspiratorul se poate porni sau opri de pe această manetă și în felul acesta ce se întâmplă? Avem un aspirator pentru toată casa, nu mai e nevoie să stai să cari aspiratorul după tine și în felul acesta îmbunătățim calitatea aerului în casă, pentru că un aspirator clasic ce face? Atât timp cât îl tragi în spatele tău, el de fapt stă și ridică tot praful în spatele lui. Astfel, noi îmbunătățim calitatea aerului în casă prin acest sistem de aspirare canadian. Trebuie montat în faza de construcție, cum am făcut-o noi, iar ulterior, tot ce se strânge din casă se pune, se acumulează în această cupă care se eliberează din când în când, când este nevoie, desigur, când se umple. Practic, cam aceasta este cu aspirarea centralizată. Și mai este o chestie foarte, foarte drăguță. În bucătărie avem o priză mai mică, un fel de făraș, practic se mătură, ți-ai măturat tot ce ai căzut pe jos, ai dat cu piciorul, se activează aspiratorul și mizeria nu mai e. Așadar, aspirator centralizat în casele tip B și tip C la noi în cartier. Pe curând!